poate deodorant cu fasolii. Așa, calilor, ce faceți? Auziți, fraților, voi vă enervați repede? Întreb și eu așa, că eu cam da. Gata, nu! Nu! Bă, Denis, bă, da, oprește! Cu pistrata! Eu sunt de pe altă planetă, deci eu sunt, cred că, cea mai vulcanică persoană pe care o cunosc. Să știți care e problema la mine, că eu mă enervez deodată așa, tare rău mă enervez. Și după ce izbucnez, mă calmez, știi? Adică, dar am nevoie să fac chestia aia, știi? Acum un an am făcut toată durerea ta într-un video și acum o să facem toți nervii tăi într-un video. Dar cât pălăvrăgesc eu aici, BUM! Tu poți să te abonezi, frate, poți să te abonezi, să activezi clopoțelul, frate, să facem 2 milioane de abonați anul acesta. Bine, hai, nu 2 milioane, știu că 1.700.000 de abonați. Poți să lași un like, să facem 20.000 de like-uri, că am reușit la celelalte clipuri. De refuz, cred că așa încep. Nu, mi s-a făcut... Nu că m-am enervat, dar m-am dezgust, nu înțeleg. Nu cred că încep, nu așa. Deci dacă tu spui că eu 40 de minute mă uit la chestii și asta e prima, nu se poate. Și la zdrăvare are bursul cu-n picioare, a? Azulor, a? Iau ce? Uai, de cap, bă, mă doare. De care-i treaba? Nu mă enervează fizic, mă enervează așa vizual. Ia uite, infirmătorii. La 8 ai bowling și la 10 ai nuntă. Au, ce bursă și să mă bată, mama, dacă nu e. Bine, rău de tot, nu cred. Nu pot să cred că niște papuci, mă rog, papuci mult, mă enervează. Imaginează-ți că poți să-ți desenezi orice pe corp, poți să faci un tatuaj mișto și să alegi să tatuezi asta. O, care deși tatuaj și degetele? De ce nu și-o tatuie degetele? A rămas să zici că-și papuci mici. Deci zici că au rămas papuci mici, nu putea să-i las o leacă și unghiile n-a, crezi și eu că nu și-l tatua. De fapt, nu, că arăta ciudat că avea buric cu degetul tatuat și unghia era albă, nu? Nu se poate, deodorant cu fasole! Bă, deodorant cu fasole, mă! Mă dor ochii, mă, nu mai pote! Mai de capul meu să te dai cu deodorant, bă, să te preci așa, e să miroși la fasole, du-te-n brânza, măti, cu tot! Eu deja miros la mâncare când transpir, vede, dacă mă mai dau și cu de asta, miros la iahnii de fasole. Îmi fac felul 2 la sub braț, vede! Băi, condimente de fasole, bă, de ce... Bă, băiatule, bețgașe parfumate cu fasole, cu iahnii de fasole. Băi, sarza aia să-ți miroasă a iahnii în casă, a fasole. Băi, las-o, de ce, bă, deci se moare. Deci cred că ăsta trebuia să fie toată durerea ta într-un video. Nu toți nervii tăi, că mă doare. Băi, să ardă la să în loc să miroasă lavandă în casă, vin la mine cineva și îți face dar ce ați gătit azi? Mă, nu, că noi nu gătim niciodată, am luat de asta cu fasole parfumată. Miroase bine. Bă, nu. Nu cred că și-o pus cineva fasole în bec. Nu cred că și-o pus cineva fasole în bec. Nu cred că și-o pus cineva fasole în bec. O iau cu capul, nu mai pot. Cred că am găsit ceva pagină cu fasole, că nu se poate. Băi, fasole pe pastă de... Nu se poate. Băi, veri, pastă de dinți cu fasole. Băi, veri, cu fasole. Băi, veri, ai o întâlnire cu o gagicuță, veri. Veri, te întâlnești tu cu Maria, veri. Îți place de Maria de 3 ani, veri, și-o accepta să te vă vedeți în oraș. Ai dus bursurile, ți-a luat păpucii ăștia în picioare. Te-a luat costum pe tine, ai spălat cu pastă de dinți cu fasole, veri, miroșa iahnii. Te-a dus o pupi Maria, veri, miroșa iahnii în gură. Veri, îți rămâne mărar între incisi, veri, și o pupi Maria, veri, miroșa iahnii, veri. Și după ce te speli pe dinți cu pastă de fasole, te dai cu apă de gură de fasole. Ia uite aici. Te dai cu, mamă, cu ciorbă de fasole în gură dacă nu. Băi, numai, mi se face rău. Dacă niște poze nu erau destul încât să ne enervezi, am și un videoclip. Hai vedem dacă reușim să ne enervăm asta, sigur că da. Sparge ouă și iese, da. Eu cred că e stricat când se întâmplă asta, sigur că da. Și ori prost, normal că ori prost. Asta ce-i petardă, nu-mi plac petărzile, sigur că da. Și ce se întâmplă nu arde, dar asta nu mă enervează că nu susțin petărzile, petardele. Ce, și ăsta e untul, nu? Uai, ce mă enervează! Aleo! Acum înțeleg prima de ce scotea muntul cu două zile înainte. Ia uite-l, veri. Ce ai făcut, veri? Nu, că astea... Dar mai mult mă enerva fasolea, pe cuvântul meu, dacă nu. Să-ți rămâne, nu? Bă, ce mă enervează asta, pe cuvântul meu, dacă nu? Ia uite-l. Și a treia oară merge. Și a treia oară merge. Așa se întâmplă, veri. Așa se întâmplă, dacă nu. Bă, dar e ok, veri. E ok. Ia uite, se cade, mamă. Asta pățesc mereu, asta pățesc mereu. Bă, stați așa. Lăsați-mi un comentariu cu ce vă enervează cel mai tare. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Prima chestie pe care îmi vine în minte e când am nevoie să o sun pe mama, da, o sun pe mama cu o nevoie, nu răspunde niciodată. Și când o sun random să o întreb ce faci, răspunde instant. Bă, veri, dacă am o problemă, nu răspunde. De fi cea cu pistolul la capul meu și spune sun pe cineva, dacă răspunde mori. O sun pe mama, deci prost ăla îmi scap, da, stă ăla cu pistolul la capul meu, pot să o sun 5 zile, veri, nu răspunde femeia asta. Mai am un video, ia să nu uităm. Sigur că da. Uai, asta mă enervează. Uai, asta mă enervează rău. Aia cu firele de păr... Mamă, da. Și cad din lapte, nu în cafea, sigur că da. Uai, mă enervează când...
Uai, de capul meu. Și asta ce-i? Dar cine îți face veri poze așa? Ia uite. Asta mă enervează și pe mine. Ai, de capul meu, nu, că la astea-s concentrat. A, nu, știi ce mă enervează pe mine cel mai tare? Mă bată, ue, eu acum două zile am făcut niște paste, am făcut spaghetti, veri. Am încercat lucicul vostru, dar să ia spaghetile din tigaie, bă, nici măcar cu furculița. Băi, cu o lingură, normal, am încercat. Băgam așa lingura, țineam tigaia cu o mână și puneam așa, veri. Bă, și când luam, cădeam toate spaghetile înapoi, veri, și m-am enervat. Le-am turnat așa, jocând toate spaghetile, bine, m-am enervat, m-am enervat rău de tot. Am luat tigaia, taia acolo de tigaie, ci m-am enervat, nu mai pot. Îmi trebuie să-mi pun în farfurii, veri, dar mănânc direct din tigaie, ești nebun, acasă, mă mai și enervez. Bă, veri, măi, de ce are o rochie din ceapă, e? Direct rachetă, te trezi din ceapă, veri, praș, ceapă verde de aia, direct din piață, veri, a fost mătaș, la dimineață, ceapă din piață. Păi, mi-o uite, de ce plângi, mă, când o vezi de fiecare dată pe gagică, dacă e frumoasă, că o iubești, nu, veri, care ceapă pe aia, ești prost? Baby, vezi că în seara asta mă duc și eu cu fetele la sport. Auzi, iubito, o să fie și băieți pe acolo? Da, o să fie câțiva. A. Păi știi cu ce te îmbraci, nu? Baby, nu, te rog. Ba da, baby, cu fusta de ceapă. Baby, da, te rog, nu fusta de ceapă. Baby, nu iei fusta de ceapă sau nu ieși din casă, scurt. Ia acolo să pută ceapa în tine, veri, nu mergi, mergi cu rochii de ceapă direct. Și înainte să ieși noi astăzi, bagi așa degetele în ceapă, așa, știi, frumos, să-ți intri pe aici, pe sub unghii, să-ți miroasă amărarea, amaghii, secretul gustului, dacă nu. Ia, ce-i asta? Are rost să întreb? Mamă, e un video de la enervant în care să... Mamă, veri, ce dihani aia, veri. Bă, veri, ce? Veri, ce se poate așa ceva? Asta pentru ăștia cu permis. Mamă, mă doare sufletul. Mamă. Mamă, veri, vopseaua. Mamă, veri, tabla mea, vopseaua mea. Bă, veri, dar să rup mânerul de tot, să rup geamurile. Vă leu, nu mai faceți așa. Asta ce mai e, veri? Ce-o păți fetița asta, veri? Ce are asta, mică, mă? Băi, what the fuck? Nu-mi dau eu seama de ceva, ci? Băi, uitați-vă, atent de aia în foc de popcorn sau ce e ăla? What the fuck? Și acum nu pot să nu mai văd asta, ci? Băi, efectiv, cred că e mai aiurat după ce vezi punga aia de popcorn, veri? Că nu-ți dai seama cum Dumnezeu și de ce... Se camuflează așa bine cu fundalul. M-am speriat, veri, am zis chiar așa besă de picioare. Am zis că eu photoshopat cineva, eu pus mâini în loc de picioare. Eu pus de asta, m-am speriat rău, ei. Uai, cred că toți urăm chestia asta. Când efectiv, băi, ce, dar astea nu cad? Cum e? Bă, trebuia să fie enervant, e. Bă, mi se pare că trebuia să cadă, e. Ce? Bă, dansează? De ce dansează lacul lebedilor acestei produse? Bă, pardon, ăsta roșu e cel mai tare. Deci mi se pare cel mai bun, sincer. Deci ăla roșu este actor plătit. Uitați-vă leacă la el. Nu se poate. Ăsta au făcut, dar nu, ăsta e campion național la dansul, nu se poate. Uite, veri, de ăsta lumă, dacă s-a dus măta să-și ia ghiveș de la Dedeman de Flori, uite, dă-i ăsta. Sincer, da, eu leacă mai scump, mă întâi. Și merge să pui și copaci, merge să pui... Au ce ecosistem acolo. Hai că nu ne-am enervat destul. Ia uite, să ai gătit un cremuș. Nu cred copul opu... Băi, veri, bă, l-ai pus pidit, ai cârnat-o, veri, toate grăsimile din el, veri, îl pui pe ecran. Și-i MacBook, veri, pui pe MacBook de 3000 de euro, veri, pui cârnațul ăla. Uite-l acum, pute cârnațul ăla, veri, dacă nu miroasea slănină peste tot, uite-l acum, l-a pus. No, deci înainte trebuia să dai și cu de-aia, cu slănină un pic, să încingă grătarul așa, să nu se prindă. Bă, las-o. Băi, mă doare sufletul, băi, deci mă doare sufletul, bă, când văd așa ceva. Las-o, veri, îți faci tu cârnați, îți faci tu hotdog, du-ți și cumpărăți, veri, hotdog de la profi. Hotdogul nervos, te duci 3 lei, veri, 2 lei. Cred că am gata cu toți nervii tăi într-un video, că cel mai tare, oricum, aia cu fasole, nu mai pot. Aia cu fasole, amorul, mă spar, băi, veri. Băi, veri, deodorant cu iahni. Băi, veri, mă dau cu spray de fasole, miroase amărar sub brațul, veri, nu se poate. Am zis să lăsați voi în comentariu ce lucru vă enervează pe voi, nu din video ăsta, ce lucru vă enervează pe voi în general. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. În caz că nu știți, am reînceput să postăm bine rău în fiecare miercuri și sâmbătă. Pe la 6 sau pe la 2, depinde. Am revenit puternic și vă mulțumesc pentru tot suportul, fraților, că ultimile videoclipuri au mers foarte bine. Bine, în afară de la cu accidentul care, na, ăla au mers bine din nefericire că e un accident. Și strist că au mers bine că o trebuie să fie rău ca să meargă bine. Nu uitați că aveți codul SNIC pe fuș 80% reducere care merge, fraților, codul ăsta la toate produsele care sunt deja reduse. Orice ai găsit pe fuș 8, tricou, hanorac, bluză, maiou, papuș și îți place și la reducere, bași codul SNIC și ai dublă reducere, scurt, creier rău de tot. Și eu ca de fiecare dată ce să vă mai zic, ia-ți apă multă, faceți formul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.